Moschiturile, nașterea Maicii Domnului din marginea, precum și Sihăstria Râșcăi, vor deveni mănăstiri conform unei hotărâri a Sinodului Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, care s-a întrunit într-o ședință de lucru joi 5 noiembrie. Schitul din marginea se va numi Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului și va fi o mănăstire de maici. Sihăstria din Râșca va primi numele Sfântul Ioan de la Râșca și Secu și va fi de călugări. La ședința de joi au participat înalt preasfințitul Părinte Calenic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, înalt preasfințitul Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, preasfințitul Ignatie, Episcopul Hușilor și preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.